Deschiderea oficială a festivalului va avea loc sâmbătă la orele 11. În zona centrală a municipiului Târgu Jiu vor fi amplasate corturi unde vor fi expuse produse, dar și echipamente și utilaje apicole. Târgul tocmai s-a încheiat la Craiova, crescătorii de albine mutându-se acum în municipiul Târgu Jiu. Avem aproape 58-59 înscriși în momentul de față. Ca și comparație, vă pot spune că la Craiova au fost exact 60, dar ținând cont de faptul că noi mai avem câteva zile și de-abia acum a început să se înscrie grosul, preconizăm că o să trecem undeva de un 70, poate chiar 80 de expozanți. Aceștia sunt din toată țara, însemnând de la Constanța până la Cluj, Oradea, Bistrița, Năsăud, Timișoara, Arad, bineînțeles și Oltenia, și din București, din Prahova, sunt câțiva, Brașov iarăși. Deci, cum spuneam, dacă pe partea aceasta expozanților a numărului suntem bine reprezentați, ne-am dorit ca și vizitatorii, ca și clienții să ne onoreze cât mai mult cu prezența. Organizatorii anunță spectacole de muzică în fiecare seară a festivalului. După amiază, începând cu orele 17, să fie un mic spectacol de muzică ușoară pe scena amenajată în piață, susținut de artiști de-ai noștri locali. Și prețurile de vânzare vor fi mici în comparație cu cele practicate pe piață, dat fiind faptul că cei prezenți sunt direct producătorii, lucru care le permite să negocieze cu clienții.